Bine v-am regăsit pe canalul Ferma de Legume Cristorel. Astăzi vreau să îți arăt floricelele care le-am rezervat pentru acest an. Haideți să vi le arăt mai îndeaproape despre ce este vorba. Florile au fost rezervate de la firma Blepper și avem mușcate zonale, pelagorium, zonale, de diferite culori. Le avem aici. Plantele arată foarte bine. Dar sunt butași. Eu îi cumpăr în fiecare an butașii de flori, de diferite culori. Sunt etichetați pentru că avem mai multe varietăți aici, sunt toate etichetate. Avem mușcate curgătoare. Aici avem iarăși zonale, mușcate curgătoare de diferite culori. Fucsia este primul an când încerc fucsia. Avem petunii, asta nu știu ce e, trebuie să văd un pic ce mi-am rezervat. Avem verbena, confeti, deci petunii, mușcate curgătoare, mușcate zonale de diferite culori. Urmează să le transferăm. Prima dată o să le punem în aceste ghivece de 10 și le vom păstra, le vom îngriji aproximativ 3-4 săptămâni. După care le vom muta în aceste ghivece de 19, avem și de 21 cu agățător și le vom pune aici sus, unde am pregătit instalația de picurare. Am pus și un tavan cu folie termică ca să protejăm mai bine, să menținem mai bine temperatura în interiorul solarului peste noapte. Deci am dublat folia și la uși, deci am pus tavan și uși pentru dublură ca să menținem mai bine temperatura peste noapte. Vreau să le aplic un switch împreună cu un insecticid, să le protejez pentru putregaiul cenușiu. Vreau să-ți arăt din ce am decis să-mi fac etichete anul acesta. Din aceste planșete le-am cumpărat de pe IPB. Sunt din plastic. Le vom tăia așa fâșii. Și avem aici marker. În felul ăsta vom ține evidența la tot ce semănăm, să nu greșim, să știu eu, să confundăm soiurile. Deci pentru a ține cât mai bine evidența plantelor.
Sunt, deci sunt coli A3. Le-am găsit în două culori, avem roșu și albastru. Mă gândesc că voi face undeva la 75 de etichete, o să le împart în 3, este suficient. Undeva aproximativ 75 de etichete dintr-o coală din asta, care au costat 4,90 lei. La repicare o să mă folosesc și de un capsator. O să capsez pur și simplu eticheta de alveolă, în felul ăsta n-o să se piardă. Și în felul ăsta vom fi siguri că nu vom face erori să greșim soiurile, ținând cont că avem multe soiuri de roșii, de ardei, de... Da, astăzi avem o zi superbă cu soare. Abia așteptăm să le vedem crescând, înflorind. Să vedem ce o să iasă. O să avem grijă de plântuțe. La repicat o să eliminăm aceste flori ca să ajutăm planta să lucreze pe rădăcină și pe partea vegetativă. Deci vom elimina florile ca să nu consume energie. O să vă ținem la curent cu evoluția lor. Să sperăm că nu vom avea probleme. Pe lângă aceste flori mai sunt și cele semănate de noi. Să vedem cum evoluează și alea. Este prima dată când semănăm. O să vă ținem la curent cu evoluția lor. Să sperăm că totul va fi bine. Cam asta a fost și pentru astăzi. Sper că ți-a plăcut acest material. Nu uita să ne lași un like, să distribui mai departe. Eu o să revin cu noi materiale, să vă ținem la curent cu tot ce facem. Avem multe lucruri să vă arătăm. Eu vă salut și vă doresc numai bine. Multă sănătate!